Sala de examene din cadrul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Giurgiu a fost ocupată marți doar de câțiva giurgiuveni care și-au încercat norocul la proba teoretică. În speranța că vor trece cu brio de această examinare, cei 15 candidați programați marți pentru susținerea probei pe traseu vor mai avea de așteptat cel puțin 2 săptămâni. Din cauza drumurilor greu accesibile în unele zone din municipiu, comisarul șef al Direcției de Permise Giurgiu, Mihail Predescu, a luat decizia să amâne aceste examene până când vremea va permite desfășurarea testării candidaților în condiții optime. Absolvenții școlilor de șoferi care provin din mediul rural au solicitat chiar ei reprogramarea examenelor la proba practică, mulți fiind nevoiți să ajungă în oraș tocmai din nordul județului. Anul trecut, aproape 4.000 de giurgiuveni au promovat cu succes proba teoretică a testării auto. Din păcate însă, nu toți au reușit să-și dovedească aptitudinile de șoferi în prezența polițiștilor examinatori care i-au scos pe traseu la proba practică. În cele din urmă, doar 3.200 de candidați au reușit să treacă cu bine de cele două probe și astfel au obținut permisul auto. Cum a fost examenul? Ușor, cred că da. Da. Și acum traseul urmează? Da, săptămâna viitoare. Ați programat dumneavoastră? Din ce cauză? Acum mă programez. Din cauza traficului din municipiu? Da. V-ați putea baza? Puteți stați mai prost la ce capitol? La parcări? Puțin, la parcări. Este o lună, nu sunt pregătit. Și la ce stai mai bine, așa, la ce capitol? La nimic. Păi și pe acesta l-ai promovat? L-ai promovat acest examen? Da, da. Pentru examenul la auto. Proba teoretică mai întâi? Da, proba teoretică. Ai emoții? Păi, așa. Am zis că la cea practică mai aveți de așteptat până trec nisorii. Da, am înțeles că s-a anulat traseele. Și cele 26 de puncte, câte crezi că... Eu zic să fac... 22, măcar, da. Te-ai pregătit? Da. Am învățat. În schimb, școlile de șofer ne-au anunțat că vor continua cursurile auto cu elevii, evident ținându-se cont de starea drumurilor pe anumite trasee, excepție făcând șoseaua București și piața centrală.